Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi. Ca în fiecare săptămână, declarațiile mele politice vizează în primul rând aspecte ale vieții românilor care trăiesc în afara granițelor țării. Și la fel ca și domnul deputat Lubanovici, deputat pentru Statele Unite și Canada, Australia, fac datoria de a vă atrage atenția asupra problemelor pe care le întâmpină românii care trăiesc dincolo de granițele țării, fie că doresc să revină în România, fie că se află acolo și încearcă să-și construiască viitorul alături de nativii din țara în care se situează și pe care au ales-o ca destinație, poate de multe ori destinație neevaluată din punct de vedere final. Pentru că mulți dintre noi, chiar și eu și domnul Lubanovici, ne-am gândit atunci când am emigrat că vom trăi o anumită perioadă de timp în afara granițelor țării, dar mulți dintre noi am ales să trăim poate pentru tot restul vieții. Întrebarea este de ce? De ce? Pentru că în România, speranța de a te repatria odată ce ai părăsit țara și ți-ai construit o altă viață este una dezamăgitoare. Nu poți să faci un pas în momentul în care România prezentă nu poate să-ți ofere toate facilitățile care ai nevoie pentru că este nevoie într-adevăr de o strategie pentru așa ceva. Românii care trăiesc dincolo de granițele țării, întâlnind cultura occidentală, pentru că avem comunități foarte importante în Occidentul European sau în Statele Unite și Canada, pot face aceste comparații. Comparații din punct de vedere a vieții sociale, chiar și a vieții politice, punct de vedere economic. Ceea ce ne deranjează foarte mult este lipsa de activitate a Guvernului și a Ministerului de Resort în această privință, pentru că neimplicarea dumnealor în chestiuni care ne privesc pe noi în diaspora este destul de evidentă. Săptămâna trecută vă anunțam asupra probleme pe care le au românii din Marea Britanie, probleme cu UKIP sau cei din Franța, mai nou, pentru că există formațiuni pe continentul european și în colegii pe care reprezintă Europa de Vest, formațiuni extremiste. Până în momentul de față, deși apelul nostru al românilor din diaspora a fost făcut și trimis către Guvernul României, nu s-a implicat absolut nimeni. Românii din Marea Britanie continuă să aibă aceleși probleme, politicienii extremiști din Marea Britanie continuă să lovească puternic în interesele comunității românești și ale României, iar cei care avem de pierdut suntem noi. Vreau să mai atrag atenția asupra unei situații destul de evidente și care durează de foarte mult timp, de începutul anilor 2000, aceea celor care lucrează majoritatea femei în serviciu domestic, badantele din Italia. Doamna Silvia Dumitrache, președinta Asociației Femeilor din Italia, atrage atenția asupra neimplicării statului român, asupra neinformării a ceea ce așteaptă, într-adevăr, cei care lucrează în serviciu domestic. De multe ori aceste persoane cunosc această situație destul de bizară, ca să spunem. Nu există un anumit control în exercitarea profesiei, nu există niciun fel de sprijin, nici din partea statului român, nici din partea statului italian de multe ori. Româncele noastre, chiar dacă provin într-un mediu destul de bine închegat și au parte de o anumită formație și din punct de vedere social și educațional, dau piept cu cele mai crude realități ale vieții. O doamnă, Geta din Torino, semnala și, într-adevăr, este un lucru trist pe care eu am să-l citez. Ce în sufletul tău nu știe nimeni niciodată, pentru că și atunci, când ești poate cu un zâmbet mare pe buze, sufletul tău poate să fie cu un gri spre negru. Asta nu le poate ști nimeni. Doar tu și Dumnezeu știi prin ce treci. Semnalează această româncă. Pot să vă spun că și titlul articolului care a apărut în presă de curând, badante, oameni în putere care trăiesc o viață de muribund, viața de calvare a româncelor din Italia. Nu știu cât de mult conștientizăm noi, colegii deputați din actuala legislatură, însă situația românilor din Occident este critică, iar viitorul nu știu ce le poate pregăti. În condițiile în care în România este foarte greu să revii, trăiesc ca pe experiență personală și de multe ori prin dialogul pe care l-am cu românii care se repatriază, poate peste 80% dintre aceștia se reîntorc acasă din lipsă de alternative. Vreau să vă mulțumesc înainte pentru că m-ați ascultat, de a vă atrage atenția că pe ordinea de zi la punctul 124 se află inițiativa legislativă de reducere a taxelor consulare, respectiv pe legea 487, modificarea legii 198 pe 2008,
Iar eu am toată convingerea că noastră veți evalua destul de bine și ne veți da un vot destul de favorabil pentru că aceste taxe consulare să fie reduse. Vă mulțumesc!